Bună ziua, stimați telespectatori DC News TV, stimați cititori DC News, așa după cum ați aflat, un oaspete de seamă la început de săptămână. Este vorba despre ministrul Justiției, domnul Cătălin Predoiu. Bună ziua, bine ați venit la DC News. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație și pentru cuvintele prea amabile. Nu sunt prea amabile. Titlul emisiunii noastre, cum a reușit Cătălin Predoiu după 15 ani să ridice MCV-ul impus României, este cea mai importantă realizare a guvernului din care faceți parte și a guvernelor din ultimii ani din România. În mod ciudat, ea este atribuită Ministerului Justiției, fiindcă acolo s-a înregistrat acest succes internațional. Sunt multe de discutat pe justiție, intru direct în subiect. Haideți să vorbim însă, fiindcă n-am văzut nicăieri în presă. Cum am avut MCV 15 ani, deci era un semnal de alarmă că justiția în România nu este funcțională, așa nici măcar cât este acum, și cum ați reușit să ridicați acest MCV? MCV, pentru telespectatorii noștri, mecanismul de cooperare și verificare. România era analizată anual și se dădeau foarte multe recomandări de a se schimba lucruri în sistemul de justiție. În ultimii ani început să bată cap în cap acele recomandări. Și titlul și întrebarea noastră mă obligă la o precizare prealabilă pe care nu o fac de complezență, și anume faptul că nu am reușit singur acest lucru. Hai să spunem că până într-un punct operațiunile în teren au fost gândite, concepute, aplicate, puse în mișcare de Ministerul Justiției. Dar de la un anumit moment încolo, evident, fără sprijinul coaliției prin voturile din Parlament, fără sprijinul CSM, fără sprijinul sistemului judiciar, fără cooperarea cu Comisia Europeană, atât la nivel de experți, cât și la nivel de comisar, comisarul Reinders și vicepreședinta Jourova, care s-a ocupat direct de acest instrument, nu s-ar fi reușit. Fără sprijin prezidențial, fără sprijinul primului ministru, șefilor coaliției, adică toată lumea a pus umărul aici, e un succes de țară. Ridicarea MCV. Da, e un succes de țară care nu s-a concretizat 15 ani. Bun. Poate că și lucrurile erau coapte mai bine decât acum câțiva ani de zile. Poate și experiența acumulată la nivelul Ministerului Justiției. Poate că și experiențele mele anterioare au fost un factor care au favorizat acest rezultat, dar încă o dată subliniez, a fost un succes de echipă și am încercat să lucrez în echipă din primul moment, chiar din primul moment. Acum, ați spus dumneavoastră de ce a durat 15 ani și de ce am acționat pentru ridicarea MCV. Că asta ar fi prima întrebare, nu? Că facem lucruri uneori fără să ne întrebăm de ce sau să ne întrebe ce. Nu, că eu doream MCV în continuare, doar că MCV-ul nu reflecta realitatea din justiția din România în punctul meu de vedere. Una peste alta, ce ni se reproșea? Acest instrument, nu era vorba de reproș aici. Acest instrument, una peste alta, a fost un succes. Pentru că el a fost introdus odată cu intrarea României în Europeană. 1 ianuarie 2007. Da, pentru a... În baza deciziei Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, pentru că anumite aspecte funcționale, anumite elemente ale sistemului din România, sistemul de justiție, nu erau în linie, în standard cu progresele înregistrate în anii de construcție a Uniunii Europene, în celelalte state membre. Deci, mai pe românește spus, pentru că nu funcționam la nivelul de performanță la care era obișnuit cetățeanul european. Și atunci să merge pe ideea că în toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie să avem același nivel de performanță în justiție, pentru că să fie cetățenii nu serviți în mod egal, calitativ, de către sistemul judiciar, care e un serviciu public la urma urmei, dincolo de putere judecătorească. Deci aceasta a fost ideea, plus dimensiunea combaterii corupției. Pe parcursul acestor 15 ani s-au înregistrat tot felul de progrese, au fost și pași înapoi, au fost și schimbări oarecum de poziție uneori în cadrul mecanismului în ceea ce privește obiectivele. A fost o perioadă în care s-a elaborat din țară aici așa zisul concept de ținte în mișcare. 2-3 miniștri de justiție l-au folosit, eu personal nu l-am folosit pentru că țintele acestea au fost în mișcare și pentru că noi uneori nu ne-am mișcat în direcția corectă. Mult de povestit. Cert este că anul trecut, în 2022, pe baza unei analize pe care am făcut atunci pe loc spontan, ci
aglutinat în timp în, în viziunea mea, am luat această decizie, am, interior în primul rând. Mi-am dat seama că e momentul acum să încercăm. Sigur, nu mi-am făcut mari speranțe la început, pot să vă spun acest lucru. Am procedat cum procedez în toate proiectele mari pe care le-am condus. În prima fază am făcut un tur de masă, am tatonat terenul să văd care e situația. Știam care e situația în sistem, citisem o groază de rapoarte, am contact direct cu sistemul. Sunt totuși un profesionist din zona sistemului. Sunteți avocat și prima dată ați fost ministru al justiției în 2008. Da. Bun. Deci am făcut un tur de masă, inclusiv la Bruxelles am avut discuții. 2-3 săptămâni după ce am preluat mandatul, la sfârșitul anului 2021, am făcut o primă vizită la Bruxelles, am avut discuții cu comisarul Reinders pe justiție și vicepreședinta Jourova. Mi-am dat seama că e dificil de la acele prime discuții, în special după discuția cu comisarul Reinders, care a fost extrem de sceptic cu privire la program. Eu n-am vorbit atunci de ridicare MCV și foarte multă vreme am păstrat tăcere asupra acestui subiect, nu dintr-o secretomanie, ci simplu pentru că știu foarte bine că fără rezultate în teren nu poți să pui subiecte pe masă. Ele cumva trebuie să apară de la sine, în mod natural. Dar am discutat programul pe care îl aveam, programul de guvernare, și care era extrem de încărcat, pentru că trebuia să rezolvăm într-un an o agendă care, în mod normal, era pentru 2 ani. Pentru că, din păcate, în 2021 nu s-a făcut nimic pe zona asta. Eu nu vreau să blamez fostul ministru sau, nu știu, aparatul ministerului sau sistemul judiciar în ansamblu. Dar asta a fost rezultatul. Crize politice, greșeli tactice, erori strategice au fost în 2021. Și atunci, în 2022, la început, noi aveam pe listă în programul de guvernare desfințarea SIJ cu termen la 31 martie 2022. Deci foarte rapid, în condiția în care Parlamentul începe lucrul la 1 februarie. Aveam 3 legi ale justiției, proiectele codurilor penale, deci o serie de instrumente legislative care erau elaborate deja. De ce era această marotă cu desfințarea SIJ? Pentru că n-a funcționat SIJ. Nu a funcționat și n-avea cum. Asta... Dar n-a avut resurse deloc SIJ. Mai mult decât atât. Conceptual, eu am spus și în Parlament când au înființat-o. E o structură, e un instrument mort din fașă, cum să spun. Mort din fașă, e născut mort. Pentru că nu poți să concepi cu o schemă de 15 procurori să faci anticorupție în tot sistemul judiciar din România. N-ai cum. Plasați în centrul București. Iar din schema asta de 15 procurori, 5 erau ocupate, restul locurilor, 10 locuri neocupate. Deci, practic, SIJ a funcționat cu 5 procurori. Da, erau neocupate fiindcă nu erau amatori? Să... Hai să zicem că au fost amatori și le ocupau pe toate 15. Oricum era insuficient, de asta spun. Indiferent că... Păi și de ce n-ați crezut un parlament cu 100 de procurori? Păi asta trebuie... cum să spun? Nu mai e cum să întreb majoritatea de atunci, dar s-a pus problema atunci. Adică noi, opoziția atunci, la vremea respectivă, eram în opoziție, membru în Comisia Juridică, și numai eu, și colegii mei din opoziție, Cupșa, Andronache, Trăilă, colegi de la USR, atunci și ei în opoziție, au ridicat această problemă. Dom'le, dacă tot o faceți, deci, noi nu suntem de acord, dar dacă tot o faceți, faceți-o cum spuneți. Trebuie. Credeți că cineva a dorit de la bun început ca această structură nu, să nască moartă? S-au grăbit, au lucrat neprofesionist. Deci n-a fost în spate o conspirație, ci neprofesionalism. Ideea a venit chiar din sistem. Adică ideea SIJ e venită din sistem, nu e venită din capul PSD-ului. E venită din capul sistemului, care a reacționat la anumite semne de întrebare, le-a spune eu, alții le spun abuzuri ale DNA. Bun. Dosare deschise, care stătea de foarte multă vreme, în legătură cu magistrați, și atunci au gândit că asta este o soluție. Nu a fost o soluție, după părerea mea, de la bun început, a fost o soluție greșită. De aceea am și spus, când am elaborat proiectul din 2022, problema SIJ nu e generată de sistemul politic. Problema SIJ, dacă o examinez, a fost generată de sistemul judiciar. Interesant. Păi da, pentru că acolo, în relația atunci, illo tempore, cum să spune, în relația DNA-sistemul judiciar, s-au născut anumite semne de întrebare în legătură cu aceste dosare care au fost deschise și ținute mult timp deschis, fără soluție. Și asta a generat o reacție din partea sistemului.
nu stau să judec acum eu și nu-i treaba mea să spun cât de exagerată, cât de justificată, cât de echilibrată, dar a fost o reacție. Și reacția a fost, nu mai vrem să fim anchetați de DNA, vrem altceva, vrem altă structură. Deci din sistem a pornit această problemă. Tot sistemul a propus și a elaborat soluția. Domnule, înființa SIJ, vorbim de anii 2017, da? Da. Relativ recent. Majoritatea de atunci a preluat-o. Și a spus, asta e soluția, a pus-o pe masa Parlamentului. Dar era venită din sistem. Bun, trecând anii, da, în 2020, când am fost la minister pentru un an de zile, aproape, am elaborat un proiect de lege desființând SIJ și transferând competența la DNA, dar cu anumite garanții procesuale, ca să nu se mai întâmple ceea ce unii magistrați reclamau drept abuzuri. Și am discutat îndelung cu membrii Consiliului Superior al Magistraturii atunci. Am discutat până am găsit o soluție, până am convenit o soluție, în vederea avizării, pentru că știam foarte bine că un proiect trebuie să meargă la avizare. Am elaborat proiectul și publicat în 2 februarie 2020 pe site-ul Ministerului, repet, având în spate niște discuții cu Consiliul Superior al Magistraturii, ca el să fie avizat în această formă, discutată, instituțional, nu pe sub masă, între noi și membrii CSM. Proiectul plecând în dezbatere publică. Din păcate, noi nu aveam majoritate atunci. Guvernul Orban nu avea majoritate în Parlament în 2020. Și atunci, nu avea. Dar era susținut de PSD, indiferent ce durea. Nu chiar indiferent, pentru că, vedeți, acest indiferent trebuie amendat. Cel puțin în materia asta cu SIJ nu aveam sprijin. Eu am tatonat, vă spuneam că asta e obiceiul meu. Președintele a avut anticipate, PSD-ul a achiesat și a dat demisia. Eu am tatonat membrii Parlamentului, comisiile juridice, leadership-ul Parlamentului, a venit și pandemia și am realizat următorul lucru. Doamne, indiferent ce facem noi la minister, indiferent ce avize primit de la Consiliul Superior al Magistraturii, desființarea SIJ nu o putem trece prin Parlament. Să reclama atunci și o ordonanță de urgență. Am fost foarte criticat atunci, tot anul 2020, de la vremea aceea viitorul fost ministru al justiției, că nu dau ordonanță de desfințare a SIJ. Ori eu știam că dacă emit o ordonanță de urgență de desfințare a SIJ, ea ajunge în Parlament și Parlamentul meu respinge. Pentru că tatonase majoritatea, care nu era a guvernului atunci, și majoritatea mi-a spus, îți respingem ordonanță. Nu veni cu ordonanță de desfințare a SIJ. Ce ar fi pus sistemul judiciar într-o postură extrem de delicată, fiindcă în perioada aceasta de la adoptarea ordonanței și până la respingerea ei, s-ar fi produs efecte juridice, s-ar fi desfășurat proceduri în dosare. Ce s-a întâmplat după ce ordonanța ar fi fost respinsă? Intrai într-un fel de marazm procesual la anumite dosare care ar fi putut speculat de către unii inculpați și să se compromită dosarele. Deci o măsură complet în sensul invers celui dorit de minister, și anume întărirea luptei anticorupție. Deci noi am așteptat ca anul 2021 să aducă o majoritate care ar putea să adopte acel proiect. Și a venit majoritatea, din păcare proiectul a fost modificat. Modificându-se proiectul, CSM și-a retras sprijinul față de proiect. Retrăgându-se sprijinul CSM, în 2021 majoritatea n-a mai votat proiectul. Și proiectul a rămas în Parlament blocat. Și așa am ajuns în 2022, problema în continuare pe masa ministerului. Și am făcut un tur de masă, cum vă spuneam, asta e obiceiul meu. Așa lucrez, așa procedez. Întâi mă informez, văd ce poziție au toți stakeholderii, cum se spune, părțile implicate într-un subiect sau altul. Toți acționarii, așa. Cam așa, da. Și după îmi fac o hartă a problemelor. Am eu fac la modul propriu, îmi desenez problemele pe o hârtie și apoi croiesc un drum printre ele. Și traduc această hartă într-un plan de operație, bun, plan de măsuri. Însă, ce este esențial e să pui în spate o strategie. Iar permanent strategia mea a fost aceea cooperării. Și ca să ajungi la o strategie a cooperării, trebuie să faci pe toată lumea să înțeleagă care are de câștigat din proiectul respectiv. Inclusiv partea asta. Și partea europeană și cetățeanul român. Da. Sunteți acuzat sau ați fost acuzat că de fapt SIJ nu s-a desfințat, că e un SIJ 2.0 în acest moment. Fiindcă SIJ a trecut de la unde era, de la instituția aia, la parchetul general și la curțile de apel. Știți, într-una din discuțiile pe care le-am avut atunci cu delegația Comisiei Europene la București, condusă doamna Jurova, mi s-a ridicat această problemă, nu de doamna Jurova, care, mă rog, clarificase cumva subiectul, dar de un membru tehnic al delegației și exact ca și noi asta mi-a spus, domnule, SIJ 2.0, ce se întâmplă cu tare? Este punctul de vedere al multor ONG-uri din justiție. Da, știți ce am întrebat-o pe doamna respectivă?
Ce număr de telefon are SIJ20? Și ce adresă? Și cine o conduce? Pentru că orice instituție are un șef, un număr de telefon și o adresă. Am spus, dacă îmi dă aceste indicații, eu pot să sun acolo și să întreb ce mai face SIJ20. SIJ1 știam unde e. Eram centrul Bucureștiului la parchetul și general. Ce a spus doamna Jurova după ce a spus asta? A zâmbit și a spus să închidem subiectul. Și de atunci ați mai avut de-a face cu subiectul ăsta? Sigur că discutăm, pentru că SIJ10, desfințat și reorganizat într-un sistem de competențe la nivelul parchetului general și parchetului după lângă curțile de apel, este monitorizare. Și el trebuie să performeze. Pentru că dacă nu performează, ajungem la aceeași concluzie pe care am avut-o cu SIJ. Deci eu înțeleg respectiv că inclusiv Uniunea Europeană este cumva îngrijorată de corupția din sistemul judiciar. De corupția și din orice sistem judiciar, ca dovadă ultimul. Da, orice sistem judiciar. Și de la dânsii sunt preocupați, da, nu doar din România. Nu, în regulă. Și îi spun așa, în România, matale, cum faceți ca să combateți corupția din sistemul judiciar? Exact. Și atunci noi ar trebui să găsim un sistem, o soluție în 2022 care să fie acceptabilă și pentru Comisia Europeană și pentru sistemul judiciar și pentru CSM. Aici a fost dificultatea de început. Întâi să găsim soluția. Și în minister, când ne-am așezat să lucrăm, da, lucrez în instrumentele principale de multe ori, colegii acolo și face plăcere. Și primul răspuns pe care mi l-au dat a zis, nu se poate. Am spus, trebuie să desfințăm SIJ, dar trebuie să găsim și o formulă care să fie avizabilă de CSM. CSM îmi spusese deja, pentru că consultasem, nu veniți cu lege care transferă competențe la DNA, că nu vă dăm aviz. Așa v-a spus CSM-ul. Direct. Coaliția, pe de altă parte, a spus, domnul ministru, în raportul MCV scrie așa, să nu mai adoptăm legi fără avizul CSM. Așa scrie. Coaliția avea dreptate. Da. Prin urmare, aici erau parametri în care mă mișcam. Foarte strânși. Și atunci am cerut aparatului tehnic a treia cale, a treia soluție. Și primul răspuns a fost, nu se poate. Bun, aici am pe undeva și un mic handicap. Eu, nefiind penalist, știți, a trebuit să învăț mai mult în urmă la penal, la minister. Eu sunt de profesie specializare civilist-comercialist. Dar am învățat destul de mult în minister și am lucrat cu ei până la urmă, știți ce problemă am pus în regulă. Hai să vedem. SIJ a fost înființat 2017. Da, înainte de SIJ a fost DNA. Dar înainte de DNA ce a fost? N-a fost nimic. Bun. Ceva trebuie să fi fost, pentru că și atunci era corupție în sistemul judiciar. Și cineva nu era ancheta. Cine a ancheta? Cineva ancheta infracțiunile alea. Păi, asta vreau să spun, n-am inventat roata. Parchet general, parchete pe lângă curțile de apel. De pildă, se vorbea că SIJ avea 7.000 de dosare. Ce s-a întâmplat cu ele? Pe vreo 2.000 aproape sunt deja soluționate de competențele puse în operă după și SIJ. Câți magistrați au fost puși sub acuzare? Niciunul deocamdată. Din de 2000 de dosare, niciunul? Da, pentru că asta demonstrează și altceva. Multe sunt vexatorii. Multe sunt vexatorii. Și aici trebuie să fie o preocupare. Știți? Pentru că dosarele astea n-au venit la parchetul general acum și parchetele curților de apel din SENI. N-au venit de la SIJ, da? Nici la SIJ n-au venit din NEA. Au venit din DNA. Și atunci întrebarea e de ce? De ani de zile sunt aproape 7.000 de dosare neînchise. Iată, 2.000 de închis acest sistem de competențe pe care l-am pus noi în operă. Majoritatea venită de la fostul DNA. Da. Ca să zic așa. Da. Și asta e adevărul. Uniunea Europeană ce spune? Că din 2.000 de dosare nu s-a găsit niciun caz de corupție? Niciun caz. Uniunea Europeană nu-i partizană, nu-i părtinitoare în această chestiune. Ci spune, găsiți un sistem voi, că nu trebuie să-l găsim noi, să funcționeze. În alte state cum este, domnule ministru? Este că majoritatea statelor au unități cum avem noi DNA, care combaterea corupției, sau au procurori specializați în diverse forme. Spre exemplu, unele state, dacă nu mă înșel, în Suedia am văzut un sistem DNA mai flexibil, au un nucleu în Stockholm de câțiva procurori DNA, procurori anticorupție, da? Da. Care lucrează însă cu un aparat foarte mare de tehnicieni, contabili, fiscaliști, finanțiști, criminaliști, psihologi, tot felul de experți. Și în momentul în care procesează dosarele, o fac prin cooperare cu parchetele locale. Au închis dosarul, s-a trimis dosarul în judecată, au închis cooperarea cu parchetul respectiv, se duc pe alt dosar și mai departe. Dar asta depinde mult și de fenomenul criminologic local. Care nu e ridicat în Suedia. Da, sau e în alte forme, în fine.
Unele sunt, altele nu. Și deci dacă, fiecare țară și-a adaptat sistemul. Dar revenind la și noi, dacă, am găsit această formulă, da? Bun, deci asta era prima dificultate, să găsim o formulă care să fie acceptabilă și de CSM, să fie operațională în același timp și oarecum acceptabilă și de Comisia Și dacă Europeană. Până absurd, în cele 7.000 de dosare, toate se închid cu nu. Nu știu ce să spun, nu mă pot pronunța. Nu vă puteți pronunța. Dosare. Ce credeți că ar putea să spună Uniunea Europeană? Poate că sistemul nu e eficient. Până la Uniunea Europeană, important ce spunem și noi. Și eu am spus-o din primul moment. Și am spus-o și CSM-ului. Da. Deci am spus-o și sistemului. Bună, regulă, am găsit această a treia cale. Am negociat-o cu toată lumea, am obținut voturile în Parlament, s-a făcut lege. Dacă legea nu funcționează sau este sabotată, atunci schimbăm foaia și revenim la competența inițială. Adică la DNA. Bineînțeles. A, deci dacă sistemul se dovedește nefuncțional, sistemul actual, da. Automat, ceva vă gândiți să puneți această competență înapoi la DNA. E nevoie de răspuns a acestor dosare și e nevoie de combaterea corupției, inclusiv în sistemul judiciar. Și dacă CSM-ul nu vă da avizul, că ne-ați spus că așa scria... Nu știu, hai să vedem. Acum avem instituții rejuvenate și la CSM. Așa este. Și la DNA. Am văzut, da. Am văzut. Am făcut un pas înainte, am ridicat, sau hai să spunem, am obținut un ultim raport pozitiv MCV, care practic înseamnă ridicarea MCV. Sunt lucrurile puțin schimbate, nu? Cred eu, decât acum. Poate a crescut și încrederea între aceste instituții în sistemul judiciar. Eu mi-aș dori foarte mult acest lucru. Am acționat totdeauna în direcția asta. De a coopera, de a pune în operă o strategie a cooperării. Deci prima dificultate a fost aceasta, după care au fost legile justiției, evident. Abia undeva aici pe parcurs vreau să problema ajung. S-ar putea asta. Să fie posibil. S-ar putea să fie posibil să ridicăm MCV. Și am, mă rog, inițiat discuția. Și ați făcut legile justiției, care au trecut pe repede înainte în Parlamentul României. Chiar repede, mă rog, hai să spunem. A fost o adoptare rapidă. A fost o adoptare dar rapidă. Dar Comisia de la Veneția a spus, să știți. Toată lumea cred că de Veneția, că nu obțin opinia. A spus că e în regulă. A spus că raportul, că procesul în Parlament a fost democratic. Scrie negru pe alb. Comisia de la Veneția. Aceste legi ale justiției au fost adoptate, țin minte, pe repede înainte, fiindcă era vorba despre admiterea României în Schengen. S-a vândut acest lucru. Din nefericire, ceilalți membri ai executivului... Subiectul. Deși ați ridicat MCV-ul, care era un foarte bun pretext pentru respingerea României din Schengen, ați lăsat Austria fără pretext și atunci a trebuit să folosească un veto cinstit. Și Olanda. Și Olanda, da, care a zis până la urmă, da, României, nu Bulgariei, dar sunt la pachet. Am fost acuzat că am dezinformat Parlamentul spunând dacă adoptăm legile justiției, intrăm în Schengen. Ori eu rog pe toată lumea să se uite exact la declarația mea. Am spus că este un element important care va sprijini. Niciodată n-am spus că se întâmplă automat. Am prea mare experiență ca să știu. Păi, nu eram convins că ridicăm MCV până la capăt. Chiar adopt în legile justiției. Cum puteam să vorbesc de Schengen ca în termeni de ridicare automată? Nu. Eu ceea ce am spus în Parlament și o repet și acum, și așa și este, adoptarea legilor justiției putea conduce la ridicarea MCV, care era un element de sprijin pentru ridicarea Schengen, că nu era singur, totul altceva. Din păcate, uneori, aceste declarații se mai și interpretează, mă rog, să zicem, tendențios. Bun, n-ați făcut... Dar o spun și acum. Este foarte bine că s-au adoptat aceste legi. Au primit acordul sistemului judiciar. Dar ce au adus nou aceste legi? Adică și funcționează justiția? Au modernizat, dacă vreți, anumite aspecte care țin de competențele MCV, consolidarea inspecției judiciare, care înseamnă mai multă răspundere pentru magistrați, da? Chestiuni legate de funcționarea internă a instanțelor, promovările în sistem. Sunt chestiuni care țin de funcționare. Haideți, în general. O întrebare procedurile care, de numire a procurorilor de rang înalt și asta a care, fost foarte discutată. O întrebare cu care mă confrunt și din partea altor foști ministri ai justiției, alminter persoane de o probitate profesională mai presus de orice, dar și din partea unor magistrați cu care mai discutăm. Credeți că e nevoie de un sistem de răspundere din partea magistraților pentru ceea ce fac? Este. E un capitol întreg în legile privind legile justiției. Însă trebuie să înțelegem și altceva, că răspunderea nu poate declanșa Ministerul Justiției.
Asta trebuie să știu orice ai fost ministru de justiție, cel puțin după aderare încoace. Da, înainte de intrarea în Europeană, înainte de legea 2004, inspecția judiciară era la Ministerul Justiției, adevărat. Dar odată intrat în Europeană, noi am trecut la un sistem de autoguvernare a justiției. În general, lumea când se gândește la justiție, imediat se gândește și la Ministerul Justiției. Că se și cheamă așa, da, Ministerul Justiției. Să știți că, domnule ministru, știți mai bine ca noi, ca mulți dintre cei care vă privesc acum și ca mine, categoric, în multe țări, Ministrul Justiției nu are doar un rol decorativ. Adică în Germania, Ministrul Justiției l-a schimbat de azi în raport mâine. De procurori. Da. Pentru că procurorii au statut acolo. Au așa. Statut de înalt funcționar public ai statului, avocații ai statului. La noi e acea problemă în Constituție. Magistrați, da? Da. Bun. A, și datorită faptului au un grad de independență mai mare în raport de Ministerul Justiției. Sau din cauza Constituției Justiției. României, Ministrul Justiției nu are atâta putere asupra... Din cauza sau datorită, depinde cum privim problema. Că până acum din cauza. Nu știu dacă e bine, eu știu, ca factorul politic încă maturizat, în gradul în care e maturizat, păi și în raport de justiție factorul magistratură, să știți. Da, trebuie să ne maturizăm așa, împreună, e adevărat. Și acum acest lucru. Să te maturizezi că după 15 ani de profesie ești la pensia specială. Deci da. Acolo maturitatea... Haideți să terminăm un subiect. Haideți că, da. Deci, m-ați întrebat, practic, unde am mai rămas? Am rămas... Vorbind de procuror? Nu, am vorbit la răspunderea magistraților. Bun. Nu numai răspunderea, dar da. Intrarea magistratură. Cariera magistratului, adică pregătire profesională, promovare în sistem, transfer, detașare, delegare, alegeri în CSM, sancțiuni disciplinare, excludere din magistratură, deci de la intrarea în magistratură și până la ieșirea magistratură prin excludere sau prin pensionare, toate aceste chestiuni sunt în mâinile CSM. Așa cum acest pix e mâna mea și nu e mâna noastră, eu pot să scriu cu el dumneavoastră, sigur nu puteți scrie cu el câtă vreme e în mâna mea, tot așa, soarta sistemului judiciar este în mâna CSM, în proporție de 90%, lăsând deoparte alocări de investiții care au rămas la Ministerul Justiției. Sigur, Ministerul poartă în continuare o mare responsabilitate pentru că are o atribuție foarte importantă, inițiativa legislativă în raport de sistem, adică legile le elaborăm în minister și ministerul poate păi să și le propună. Nu le puteți elabora dar fără acordul CSM. Dar și acelea trebuie avizate de către CSM. Deci de asta am spus 90 ceva la sută, pixul este în mâna lor. Iar ei trebuie să fie conștienți de responsabilitate. Așa cum eu trebuie să fiu responsabil și cu acest pix să scriu doar pe hârtia asta și nu să încep să vă desenez pe aici, pe aici și masă și altceva. Da? Și ei trebuie să fie responsabili în aceeași măsură. Pentru că au o foarte mare putere și ce se întâmplă dacă nu să fie conștienți de această putere, care e o responsabilitate în ultimă instanță față de cetățean. Bun. În statul de drept, așa, avem legislativul, executivul, puterea judecătorească. Da. Legislativul se supune cetățeanului, e ales. Da. Nu ne place, la 4 ani îl schimbăm, da. Pe președinte la 5 ani. Da. Executivul poate să pice în urma unei moțiuni de cenzură, în urma unor mișcări de stradă ample. Da. Justiția nu are niciun sistem de control, decât, spuneți dumneavoastră, autocontrolul. În alte țări e tot așa? Da, este un sistem de autocontrol. Asta este, dacă vreți, mantra pe care se merge în statele democratice. E o luptă de secole de a elibera justiția de sub tutela politică și de sub comanda politică. Dar pentru ca această mișcare, această teorie, această filozofie și organizare să aibă succes, trebuie dublată și de un alt grad de conștiință și de profesionalism al magistratului. Pentru că el devine independent față de politician care reprezintă poporul, da? Deci e cumva într-un fel de cupolă de sticlă, neatins de tendințele politice de moment și de puterea politică, tocmai pentru că justiția trebuie să fie fundamentul tuturor lucrurilor, să fie deasupra tuturor. Și atunci trebuie selectați acești oameni pe baza legii, pregătiți în mod deosebit, îi reprezintă o elită a societății și trebuie să servească societatea aplicând legea. Iar ei înșiși trebuie să rămână în această cupolă de sticlă a legalității. E un proces. Nicăieri nu s-a ajuns perfecțiunea. În Spania, la ora la care vorbim, avem greve în sistemul judiciar. Din vari motive. Poate au dânși dreptate, poate are politic. Bun, nu știu. Și înseamnă că... Ce vreau să spun este că aceleași dificultăți pe care le întâmpinăm noi, drumul pe care mergem noi pe Uniunea Europeană, după aderarea la Uniune și mai chiar dinainte, după căderea comunismului, da?
E un drum pe care l-au parcurs și alte state. Bun, credeți că în Spania, dacă era procurorul acela faimos de la Ploiești, care a făcut ce a făcut, chiar DNA-ul îi cerea să fie achitat în fața în altei curți? Au avut și dânsi cazuri de genul acesta și l-au abordat și l-au tratat și justiția l-a rezolvat. Da, asta în România, ni se cere și nouă. În România l-a rezolvat cerându-i să-l achite. Vă spuneam nu de se procesul face de maturizare, da. A, și ziceți că e un proces de maturizare care se întâmplă sau nu se întâmplă? Deciziile justiției. Pot să iau act de ele. Tot ce pot să comentez sunt politici publice în domeniul justiției și din perspectiva asta vă spun că eficiența justiției crește prin doi parametri. Creșterea profesionalismului magistraților și în același timp sprijinul pe care guvernul, executivul și legislativul în același timp trebuie să-l acorde în termen de logistică și în termen de legislație. Pentru că și legislația trebuie să aibă un anumit grad de calitate. Multe ori din dreptate iese chiar din lege. E adevărat. Da, să vă dau un exemplu concret. Dacă DNA află de un magistrat corupt, el are competență să judece dosarul? Nu. Deci poate judeca corupția de oriunde, dar nu corupția în rândul magistraților. Nu poate ancheta. Da. Nu poate ancheta. Competența e la parchetul general. Acum și la dar dacă parchetul general înregistrează atât de mult succes 2000-0 și va reuși un 7000-0, probabil Comisia Europeană va fi nemulțumită. Până să fie Comisia nemulțumită, o să fiu eu nemulțumit. Și asta e o informație. Și voi avea inițiativă legislativă. Dacă voi fi la minister, dacă nu, evident. Voi fi din Parlament nemulțumit și o să spun. Da, sunteți și parlamentar. Și o să dar să știți, toate informațiile ne spun că rămâneți în continuare ministrul al justiției. Se pare că PSD-ul nu dorește funcția de ministru al justiției și e înțelept PSD-ul că nu dorește. Bun, nu să vă dau, cum să spun, un răspuns de complezență aici, dar dau un răspuns foarte probabil, ca să zic, ușor de probat. Și PNL și PSD. Și cred că și UDMR. Au oameni competenți să ocupe acest minister. Asta vă spun din capul lor, pentru că îi cunosc. Am lucrat cu ei în Parlament. Unul singur a ridicat MCV-ul. Au fost mulți competenți la ministerul. Tudorel Toader, au fost mulți în sistem. Am spus, a fost un efort de echipă. Era poate și momentul potrivit, nu știu, poate ce a fost diferit în 2022 a fost această capacitate de a legat toate firele într-un punct. În final, o întrebare. Aduce toate nu e finalul emisiunii, ci de faptul că în final ați reușit să integrați echipele. Ce facem cu justiția nu penală? Și să convingem comisia. Foarte greu, foarte greu, da. Apropo, MCV-ul ăsta era făcut de anumite ONG-uri? M-au avut emoții până în ultima clipă. Bun, comisia își culege informații din toate părțile atunci când redactează rapoartele, inclusiv de la ONG-uri. De curând am văzut că un ONG al minter faimos, foarte faimos pe plan mondial, organiza o întreagă rețea de jurnaliști, magistrați, pentru a o compromite pe judecătoarea Lia Savonea, mă rog, care a și făcut o plângere pentru șantaj, am văzut. CSM-ul are pârghii pentru a aborda astfel de situații, are care pârghii. Nu sunt în regulă. Da. Dar vreau să vă întreb, că m-am mirat în scandalul respectiv. Judecătorii nu pot, în România, magistrații, da, nu pot face parte din partide politice. Nu. În alte state pot. Da. Că am văzut că în Spania, sigur, judecătorul democrat cu tare a fost numit da, la... America e clar că da. Dar vedeți, dânșii fac... Asta înseamnă maturizarea unui sistem. Pot să fac o diferențiere clară între exercițiul atribuțiilor în calitate de magistrat și opinii politice și să nu le pună în legătură. Bun. Chiar la nivel de miniștri există o anumită practică în lumea democratică de a ține ministrul justiției departe puțin de tumultul vieții politice cotidiene. Mi-aduc aminte că am discutat unul din primele mandate cu fostul procuror general Statelor Unite, John Ashcroft, și n-a fost deloc mirat să audă că nu sunt membru al unui partid politic. La vremea aceea nu eram afiliat politic în guvern și mi-a spus că și dânsul când a fost numit de către președintele George W. Bush a fost detașat complet de viața de partid. Președintele Bush i-a spus de la bun început, John, din acest moment nu mai calci la reuniunile politice ale dar magistrații Republican. Nu fac parte deci, din partid. Ministrul trebuie să țină un fel de distanță
rezonabilă, cât să comunice și să pună în practică program de guvernare politic, dar anumite influențe trebuie să le țină. La fel și magistratul. Ați avut un ministru al justiției care venea cu boxa în Parlament, în Comisia Juridică. Dumnezeule mare! Bun, atunci nu era ministru, deci să-i dăm beneficiu. Era în perioada copilăriei. Doamne Dumnezeule! Deci s-a întâmplat asta apropo de justiție și îl pomeniți pe John Ashcroft și Nivel. Dar magistrații pot face parte din ONG-uri? Da, sunt membri la mine. Au și sunt 6 ONG. Asta a fost o altă dificultate cu desfințarea SIJ. 3 ONG-uri vreau să nu desfințez SIJ, 3 vreau să o desfințez, să duc competența la DNA. Da, atunci, dacă, nu vreau să-mi aduc aminte. Dacă poți să faci parte din ONG-uri, unele dintre ele foarte militante politic. Da. Deci nu militante. Foarte bine, este părerea, dar nu politic ar trebui. Adică... Păi, politică fac, așa. De ce nu schimbați legea să facă parte și din partidele politice? E o temă de viitor, pentru că, să știți, mai discutăm. Da, absolut. Declar oficial, nu e în program, ministerul, de altfel mai sunt 2-3 săptămâni de mandat. Deci. Dar, ca temă de discuție, cred că poate fi la un moment dat, nu știu, peste un număr de ani, cât să fie, 10, 15, habar n-am, în momentul în care societatea e destul de maturizată să aibă încredere într-un magistrat care își afiliază o partenență politică și magistratul destul de maturizat încât să poată să militeze politic, dar în același timp când îmbracă roba de magistrat să lase la politica Curtea Constituțională deoparte, să numesc politic. Da, acolo e organ politico-jurisdicțional chiar da. Prin Constituție, da. Da. Chiar prin Constituție. Ce facem cu durata... Nu știu, dar trebuie studiate și alte sigur sisteme. Sigur că da. Nu știu dacă merge chiar mai trebuie bine să venim. Și în cele în care... Nu, și înțeleg și în Elveția să... Dacă există din start o valență pentru aceste sisteme, este că se lasă pudoarea și ipocrizia deoparte. Poate, ar trebui. Și poate că într-un val e bine, pentru că societatea știe atunci afișat. Sunt ONG-uri, alminte ONG-urile atât de necesare pentru funcționarea democratică a unei națiuni, care fac politică la greu. Și unde sunt membrii magistrați care fac politică? Eu nu cred că e momentul pentru România acum să-și pună această... Să intre și în partide politice, să rămână doar în ONG-uri. Bun, ONG-urile și acolo, și aici CSM-ul are capacitatea să vadă în momentul în care un ONG sau un membru al unui ONG depășește granița politică, non-politică, după care și să reacționeze prin speția judiciară. Dânsii. Ce facem cu lungimea peste tot nepermisă? Peste magistrații să judecă dânsii pe dânsii. Asta e. Nu putem să aducem unii de pe Marte să judece pe ăștia de pe Terra. Cred că nu se întâmplă toate aberațiile care se întâmplă în România. Ce facem cu lungimea? S-au făcut progrese. Să nu lăsăm o umbră așa, că sistemul ăsta chiar funcționează. Eu am date aici care mi-arată că funcționează în parametri europeni. Doamne ajută! Am cifre. Doamne, dacă asta e justiția europeană. Ceva este că v-au ridicat MCV-ul. Stați puțin, nu vă contrazic. Dacă credeți că Comisia Europeană îl face gratuit, să vă înșelați. Nu, chiar nu cred asta, mai ales în domeniul justiției. Sau dacă ce facem cu lungimea nepermisă a proceselor în România? Suntem telepatici în ultimele minute. Pentru că și puteți confirma că nu ne-am vorbit. Nu, chiar n-am vorbit. Nu e un interviu Justice pregătit. Justice Scoreboard. Așa. Redactat la nivelul Comisiei Europene. Lăsați-mi 2-3 fraze să citesc, să nu pun de la mine. Da. Uite ce spune aici, apropo de eficiență. Deci, acolo, scorul 2020, justiției. Scorul justiției în Uniunea Europeană, 2020. Da. Ce spune de România? Volumul de cauze la 100 de locuitori în materie civilă comercială, în prima instanță, rămâne în continuare foarte ridicat, ro fiind pe primul loc. Dar mai târziu spune așa. În 2020, durata procedurilor judiciare în cauzele civile și comerciale, în toate fazele procesuale, fond apel recurs, este în media europeană, rositându-se pe locul 8 între statele membre. Mie asta îmi spune așa, avem număr mare de cauze și totuși avem o performanță care ne ține media europeană. Vorbim de durată aici, nu da, de durată. Durată. Deci durata e media europeană. Deci magistratul adică muncește o, totuși, da? O contestație la licitație în Franța sau în Spania durează cât în România? Dom'le, așa scrie aici, că e în media europeană, da? Rata de soluționare a cauzelor civile, comerciale, administrative și în alte cauze primă instanță este în media europeană. Rata de soluționare a cauzelor administrative, asta e ce spuneți dumneavoastră, a înregistrat o scădere relativ semnificativă față de anul 2019. O să vă explic și, da. Cu Spania și Uniunea Europeană și Franța și nu știu. Dar mai dați-mi voi 2-3 rânduri. Da. Acces la justiție. Costurile procedurii judiciare în materie comercială sunt scăzute, rositându-se pe locul 5 între statele membre în ordine crescătoare. Ne judecăm ieftin în România.
Și e bine? Că fiecare, oricine dă în judecată uneori absurd pe oricine... Vedeți? Da. Reversul medaliei. E greu. În Anglia să spui problema... Bun, Anglia nu e europeană. Da, a hai fost. Să luăm Germania. Da, lăsați-mă, Anglia, ce țară europeană, despre ce vorbim. Vrei să te duci la justiție, întâi chem contabilul, îți aduce o situație financiară, o proiecție și vezi dacă îți dai seama dacă poți să suporți un proces în următorii 2-3 ani de zile. Așa mult costă un proces în Germania? Avocați, experți, taxe. Mm-hmm. În România e bine. Dar sau nu e bine? Sistemul performează, da? Promovarea metodelor alternative de... Aici e o mare problemă. Promovarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor este printre cele mai slabe din UE. România strânse printre ultimele 5 state membre. Ce înseamnă metode alternative? Noi avem un diferent, da? Ce se întâmplă în România? Ne certăm când ne certăm, vedem că nu ne înțelegem, ne chemăm avocați și mergem la tribunal. Ce se întâmplă în alte state? Dacă vedem că nu ne înțelegem, chemăm profesioniști care se cheamă mediatori. Ei au tehnică, metode, mijloace, pregătire, să ne facă cumva să vedem căile prin care ne putem înțelege din punct de vedere juridic. Pentru că noi ne fim profesioniști, nu vedem căile. Știm doar că suntem supărați unul pe altul. Vin mediatori, vin avocați care la rândul lor au această educație profesională de a stimula părțile să se înțeleagă cumva într-o mediere, într-o tranzacție, înainte de a ajunge la tribunal. Aveau arbitraj la care se apelează numai de către companii, cum se întâmplă la noi. Persoane particulare, persoane fizice. Avem și noi curs de arbitraj. Ba, da, dar nu apelăm la... Nu avem cultura necesară. Avem și arbitraj, avem și mediatori. Nu avem cultura necesară. Noi avem o cultură a litigiilor. Noi mergem direct la tribunal. Alții au învățat... Deși există în România proverbul, mai bine o învoială strâmbă decât o judecată dreaptă, nu așa se zice. E un proverb. Că judecata dreaptă vine dacă după 15 ani. Dacă de obicei suntem foarte buni dacă de vorbe, dar la practică mai puțin. Deci, vorba e bună. Ce vă mai spune raportul? Ce ne mai spune raportul? Ăsta e raportul făcut de cine? Care e făcut de la nivelul Uniunii Europene. Nu, e făcut la nivel european. Fie de Greco, fie de Comisia Europeană. A, bun. Sau de Eurojust. Justice Scoreboard. Cred că Eurojust l-a făcut, da? Bun. Dar e sursa este europeană, da? Bun. În ce privește garanții legale, legislația națională le prevede pe toate. Deci ce garanții legale ai? Vorbim de civil aici. Deci penale la fel. Le ai și în Spania, și în Germania, și în Franța, peste tot. E, și aici vine un capitol dureros. Resurse alocate sistemului. Resursele financiare pe locuitor în anul 2020 sunt mult sub medie ROS, situându-se printre ultimele 3 state membre. Domnul ministru, cele mai mari salarii în România ajungem și, acolo, și da? Pensiile speciale de care nu beneficiază nici spaniolii, nici francezii, nici germanii la nivelul la care beneficiază ei noștri, nu înseamnă că s-au alocat resurse puține, mă gândesc. Că justiția înseamnă, în primul rând, pregătire umană. Da, revin imediat. Da. Vă rog. Mai am două lucruri. De așa. Resurse financiare alocate ca procent din GDP sunt peste medie. Deci, procent din GDP suntem peste medie. De la 100 de locuitori suntem ultimele locuri. Numărul de judecători la 100.000 de locuitori se află în media europeană. Bun. Chiar numărul de judecători la 100.000 în media europeană? Da. Astea, da. Ultimele două da. Să le discutăm. Da. Deci, din GDP se alocă bani de GDP da. Și totuși resursele nu sunt suficiente. Da, pentru că, uitați, noi avem un buget pentru justiție. Aveam, că acum bugetele au plecat la înalta curte, circa 3.600.000.000 lei pentru salarii și circa 60 de milioane pentru investiții. Deci, s-a investit mult în justiție, dar problema e că raportul dintre partea salarială, care trebuie să existe la un nivel, și la un nivel rezonabil, să știți, cam așa e și Uniunea Europeană, nu este egalată de partea de investiții. Pentru că aici mai e un aspect. Nu-i de ajuns să plătești bine un profesionist. În general, numai magistratul. Trebuie să aibă și condiții de muncă. Noi avem aici toate condiții, avem un interviu foarte bun. Vă garantez că dacă mai erau 3 colegi cu noi la masă, care făceau alt interviu, 20 de dosare stânga-dreapta, și 50 de spectatori înghesuiți în această sală foarte frumoasă, nu cred că ne ieșea la fel de bine. Deci condițiile de lucru contează foarte mult. Deci justiția și de nu România, le-au peste tot. Ăsta e adevărat. Justiția din România are ca procent în PIB, ziceți că e în media europeană, 3,6 da. Miliarde.
Nu. Deci doar aici, salariile aici sunt vorbește de toate resursele alocate. Vorbește așa. Salarii și de investiții. Ori noi suntem slabi la capitolul investiții. Și a fost greu pentru, eu știu, un guvern să schimbe în primul an, că apoi mai crește de la 60 de milioane la 1 miliard. Tot timpul, să știți, și cred că toți miniștrii au cerut investiții și să fac investiții, dar trebuie să facă mai multe. Avem, inclusiv anul ăsta, și anul trecut și anul ăsta, se dau în folosință noi serii de instanțe, de parchete. Dar să știți, cu 60 de milioane de lei nu investiți discutăm, mare lucru. Evident că trebuie crescut acest procent. Să discutăm, ați spus povestea cu numărul de magistrați. Știți care e explicația de sistem în medie? Pentru că și în Europa, ca și la noi, există un acut deficit de personal. Avem în jur de, nu știu, 30% deficit de personal. Am unități de avem unități de parchet cu schema goală. Deci nu-s procurori acolo. Sunt repartizate 2-3 posturi de procurori, care oricum e insuficient. Schema și goală. Nu e nimeni. Unitate teritorială. Dar nu e, nu e o profesie atractivă în sud, asta? În Craiova, în Dolj, cu 3 posturi în schemă. Așa vrem să combatem crima organizată? Din sudul țării, unde sunt clanuri de interlop, deci, la tot pasul? Nu e o profesie atractivă cu salarii, cu beneficii? Nu mai trebuie cu... emisiune pentru asta. Da, fără pentru probleme. Pentru că există această percepție, domnule, i-am umplut de bani, au o cutare, nu știu, și este falsă, după părerea mea. Au salarii mari, într-adevăr, în raport de ce se întâmplă, dar sunt în linie cu dificultățile profesiei. E abordat subiectul populist, după părerea mea, și nu trebuie nu contestă să nimeni că povestea meseria de magistrat nu e o meserie ușoară. Nu e ușoară și nici nu e iubită, da. Deci e o meserie nobilă. Suntem și obișnuiți în România să vedem jumătatea goală a paharului de multe ori. Dar nu e dar jumate, trebuie să revenim din urmă cu partea de investiții pe și cu pregătire profesională. Da. Trebuie să ajungem să discutăm și, dacă vreți, și de învățământul juridic superior. Și să ne explicăm de ce la examene de intrare în INM intră cam 30-40%, restul locurilor rămân goale și așa se acumulează deficit de personal. Bun, au fost și 2 ani de pandemie care nu s-au făcut concursuri. S-au acumulat niște factori, o presiune pe sistem din cauza acestei lipse de personal. Și ies la pensie foarte devreme. Nu puteți face ceva în sensul ăsta? Vorbim cu legislația sistemul. Legislația privind ieșirea la pensie, să știți, fundamentele ei datează din 1997, în legea 142. Și au fost păstrate, deci s-au modificat legislația și în 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2018, 2022. Au păstrat aceste fundamente pentru că în linii mari există această durată evaluată, dacă vreți, la nivel internațional de 25, 30 de ani, în care datorită stresului acumulat, performanța unui magistrat scade. E adevărat, pe de altă parte, că în finalul carierei ajung la o maturitate semnificativ crescută față de începutul carierei și atunci ar fi bine 40 să valorificăm de această experiență. Procurorul belgian, că știți bine, care a descoperit corupție în Parlamentul European, are 67 de ani. Da. Păi la noi era de 20 de ani la pensie. Mai ține și de pasiune, însă să știți că tot legiuitorul a creat acest incentiv de a ieși de a se duce omul la pensie. Inclusiv prin prevederi legale aberante, gen ordonanța 79 din 2017, care a produs această debalansare în anumite situații, în sensul că sunt pensii mai mari decât salarii. Pe practic îl invis pe om să plece. Deci ține de legiuitor să schimbe acolo mecanismul. Nu vedeți că nu se poate? Am o întrebare. Nu mai e la mine. E o întrebare foarte importantă pe care vă adresează chiar directorul nostru, Val Vâlcu. Ați primit, sau Comisia Europeană a emis un set de recomandări da. Pentru combaterea corupției la nivelul Uniunii Europene. Da. În setul acesta de recomandări, dânsii vorbesc și despre trafic de influență între firme private. Da, se pune problema creșterii răspunderii. Știți despre ce vorbim? Văd că știți foarte bine. Am citit, evident, pachetul. Nu e o surpriză, era anunțat de președinta Comisiei Europene preocuparea asta spre întărirea luptei anticorupție în toate statele, pentru că unele au luat-o foarte în serios, cum suntem și noi, alții au mai uitat de ele și atunci Comisia Europeană spune, ia, reveniți cu toți la același nivel și apăsați pe anticorupție, pentru că devine o problemă și da. Internă și externă a Uniunii Europene. Unul dintre aspecte este creșterea gradului în care persoanele juridice răspund din punct de vedere penal. Pentru că, vedeți dumneavoastră, dreptul comercial s-a sofisticat, a evoluat foarte mult și folosește tot felul de instrumente și de
entități juridice, inclusiv uneori, din păcate, anumiți de operatori. Lobby mai e permis în Uniunea Europeană, în România nu e permis. Lobby este organizat în câteva state, e la nivelul Comisiei Europene, la Bruxelles funcționează un registru al companiilor de lobby. Lobby a apărut în statele federale, în general, și în statele în care au agenții foarte multe. Spre exemplu, la Washington sunt în jur de... Erau la un moment dat, nu știu dacă cifra mai e corectă, dacă n-am citit-o studiul respectiv, erau în jur de 10-15.000 de agenții. 10, de lobby. 15... Nu, agenții de federale care se ocupă de tot felul de lucruri. Da? Și atunci, cum te poți descurca tu, cetățean, în hățișul acesta de instituții? Și atunci apare nevoia unei companii, unui operator, care să te descurce din punct de vedere instituțional, să-ți facă PR, să-ți angajeze avocat, să... Nu? Într-o țară ca România, e nevoie, nu-i nevoie? Bun. Poate să fie util la un moment dat. E o dezbatere. Nu pot tranșa acum pe un colț de masă. Chiar au dat de asemenea abuzul un serviciu fără de prag. Abuzul în serviciu în această directivă e fără prag. Așa cum e toată Uniunea Europeană. Dați puțin. În toată Uniunea Europeană abuzul în serviciu este fără prag? Nu există niciun stat în care să aibă în legislație abuz în serviciu cu prag. În Uniunea Europeană, onorabil... Austria la o agravantă, atenție, la o formă agravantă a infracțiunii are un praz de 50.000 de euro. La o, dar infracțiunea predicat de bază este fără prag. Bun. Onorabila Curte Constituțională spune că nu există abuz în serviciu fără prag. Nu. Curtea Constituțională spune în 5 decizii că infracțiunea fără prag este constituțională și în 2 dintre ele face o teorie în considerente că ar fi mai ușor de aplicat în cazul în care ar avea un prag. Fiind în general contradictorii aceste considerente de la o decizie la alta. Nu avem timp acum să intrăm în detalii și analiza lor juridică, dar eu spun așa. Pentru experți. Doar atât spun. Curtea e în procedură de a examina constituționalitatea legilor, proiectelor Parlamentului privind și probate Ministerul Justiției prin cod modificarea codurilor penale, în urma sezărul ICCJ și Avocatul Poporului. Deci orice comentariu pe zona asta trebuie să fie cât de cât ponderat, pentru că nu vreau să interpretez că aș dori să influențez cumva curtea, dar ceea ce spun acum e public, adică e din hotărârile curții. Într-o hotărâre din 2016, hotărârea 405, dacă nu mă înșel, spune acolo curtea că abuzul în serviciu e constituțional doar în măsura în care e călcat o lege atunci când se săvârșește fapt. Așa. O lege. Deci ca să am un abuz în serviciu, trebuie să calc o lege. Altfel nu e abuz în serviciu. Bun. Acum dacă vin și spun și e abuz în serviciu numai dacă produce un anumit prag de prejudiciu, înseamnă că sub acel prag accept ideea că poți calca o lege fără sancțiune, ceea ce, după părerea mea, e de neacceptat ca principiu. Fără sancțiune penală. Poate fi sancțiune administrativă, că dai banii înapoi. Și totuși. Deci de la un prag în sus e penal și de la un prag în jos nu e penal. Dar și la alcoolemie. Și la alcoolemie în trafic. De la un prag în jos e contravențional. Până la urmă, cum spune curtea, în opinia mea, curtea a spus-o repetat. Infracțiunea fără prag e constituțională. Deci un proiect care prevede o infracțiune de abuz în serviciu fără prag e constituțional. Dar ar fi mai bine să și are opțiunea legiuitorului să pună sau nu prag. Deci ce vreau să spun mai simplu. Că sub prag e contravențional, peste prag e penal. Vreau să spun altceva. Indiferent ce opțiune ar fi avut Parlamentul, infracțiune cu prag, infracțiune fără prag, ar fi fost în linie cu deciziile CCR-ului. CCR-ul ce spune? E opțiunea legiuitorului să o facă. Dacă o face totuși fără prag, e constituțional. Asta ne spune până acum CCR-ul. Ce vine și spune Comisia Europeană? Dom'le, standardul european este ăsta, infracțiune fără prag. Cum e și în Convenția ONU împotriva corupției, prin combaterea corupției. Recomandările acestea ale Comisiei Europene vor fi implementate în România? Păi, în general, legislația noastră e în linie cu directiva, ca dovadă că noi am mers, apropo și de ridicarea MCV. Era un motiv cât se poate de evident acesta, că noi am progresat foarte mult, inclusiv la nivel legislativ, sau poate în primul rând la nivel legislativ. O să vedem cum rămâne instrumentul și dacă e ceva de adaptat. Pensiile speciale nu sunt la dumneavoastră. De adaptat. Dacă ar fi fost și legislația salarizării, până acum aș fi propus. Noi avem la minister a făcut un proiect de lege privind salarizarea în sistemul judiciar. Aveți acest proiect? Da. Și nu-l dați domnului Budăi? Din păcate, PNRR-ul nu.
Nu. PNRR-ul are ca obiectiv, are o condiție acolo, trebuie o lege de salarizare pe tot sistemul bugetar, nu numai judiciar. Altfel, l-aș fi inițiat de mult. Dar trebuie să așteptăm această lege privind salarizarea pe tot sistemul bugetar, care sper să pună capăt și litigiilor din... Salarizarea, iar în privința pensiilor speciale? E un proiect trecut printr-o cameră, în cealaltă cameră, acum înțeleg, normal ar fi discutat și de negociat cu Comisia Europeană. Am văzut că foarte mulți magistrați se pronunță ferm împotriva acestui loc. Eu am avut ocazia să-i explic directoarei de la Digi Recovery, că doamna Gau, care se ocupă de PNRR. Așa. Că în materie de justiție există niște contradicții. Pe de o parte, mecanismul rule of law îmi spune, ai grijă stat, România, nu-ți depopula sistemul judiciar. Ai grijă că pleacă mulți la pensie, trebuie să faci ceva în direcția asta. Și pe de altă parte, PNRR impune, așa cum a fost gândit, din păcate, tot de statul român, când a fost scris, de cine a fost scris, gândește reforma asta fără să aibă în vedere și alte condiționalități care țin din... Și acest lucru creează o problemă aceste chestiuni trebuie în continuare discutate cu Comisia Europeană. Așa cum și noi am discutat MCV-ul pe zona noastră. Și credeți că s-ar putea discuta cu Comisia Europeană în materie de pe zonă care, nu știu, depinde de contactele directe, depinde. De altă parte, chiar în PNRR se scrie clar că protecția constituțională trebuie respectată. Și trebuie văzute deciziile CCR-ului în această materie. Ce mai învăța pe mine experiența? Da? Soluții tehnice se găsesc. Important este să le cauți. Este o concluzie foarte bună pentru interviul pe care ni l-ați acordat astăzi. Vă mulțumim foarte mult, domnule ministru. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați cititori de CNews TV și de CNews. Rămâneți în continuare alături de emisiunile noastre. A fost un interviu eveniment. O să vedeți deja, cred că avem deja foarte multe știri pe care le-a oferit ministrul Justiției, domnul Cătălin Rădoiu. Pe curând!